Levi Vârciu este în al nouălea cer, fericitul tătic, a mers astăzi la maternitate să-și ia micuța acasă. Am fost și noi alături de el, ce ne-a declarat, vedem chiar acum. Scoți pe Anda? Ai emoții? Emoții nu mai am. De unde stau emoții? Că au fost emoții. Copilul îmi trebuie și alea au fost emoțiile. Dar acum... Anda, cum se simte? Bine. Ce să simte? Se simte foarte bine. Suntem bucuroși că fetița e sănătoasă și e în regulă. Ești pregătit să schimbi din nou scutece? Eu n-am schimbat scutece prima oară și nici acum nu o să schimb scutece. Eu îi fac băiță și masaj, așa am stabilit cu mama mai cu. Eu fac băiță și masaj, iar mama asta trebuie să schimbe scutecul. Carmina își așteaptă surioara? Nu mai poate, cea mai fericită Carmina, care are o surioară de ieri. A zis, tati, dacă mă întreabă la școală dacă am o soră, eu ce zic? Până o aduce acasă. Tati, de alaltă ieri ai deja o soră. Și e bucuroasă că are o soră și că îți dai seama, poate să o îmbrace, să o dezbrace, să o macheze. Am zis că acum e prea devreme, dar e nerăbdătoare să o aduc acasă. Știu că fetița a luat și nota 10 la naștere. Păi normal. Pui porumb să iasă greu. Eu 10, fiimea 10, Nadia Comăneci 10, toți suntem de 10. I-ai pregătit camera, i-ai pregătit totul ca să vină acasă? Da, are tot pregătit. Am pregătit și pătuțul și tot. Toate lucrurile sunt așa cum trebuie. Pentru că dânsul, părinte responsabil. My baby, you are the reason I could fly. Cum a fost pentru prima oară când ai ținut-o în brațe? Ieri am luat-o, că n-am luat-o. Mi-a fost frică luni să o iau în brațe, să o țin în brațe, că e micuță tare și mi-a fost frică. Cred că a fost cel mai frumos moment din viața mea. Până la 36 de ani. Anda e foarte bine, așteaptă să vină să-i dea găurile aia mică, să-i punem cercei și aștept să vină doctorița să îi facă găuri ilicile alea mici în urechiușele alea perfecte, care urechile mele, fiimea, semnă frumos. Dacă o să descurce Anda alături de mama și de mama ei, adică sunt două bunici acolo, fii mai mare deja, poate să o ajute și ea dacă în caz de are nevoie de ceva, dar dacă nu o să se descurce, o să luăm o bună internă. Tu cum o vezi? Este pregătită? Mă, nimeni nu-i pregătit. Te învață Dumnezeu, nu știu cum, adică cred că nimeni nu s-a născut pregătit. Dar se întâmplă ceva, o minune dumnezeiască, adică ceva e la mijloc. Adică pe fiimea a scos-o din burtica lui maică sa și după 5 minute au pus-o la sân și a știut să mănânce. Adică e o chestie, nu? Lucrurile astea sunt firești.